Slava lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze și vreau să încep această săptămână să-ți spun mulțumesc pentru rugăciunile tale de care am nevoie și mulțumesc că te rogi. Să-mi partajez o scurtă mărturie pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu răspunde la rugăciune. Am momentul unde mă rog special pentru familia largită. În Africa avem un concept diferit în ceea ce privește termen de familie. Nu ne gândim doar la cum să zic, la familie imediată, dar ne gândim la familie în term mai larg. Și mă rog pentru această familie largită ca Dumnezeu să aducă mântuire pentru cei care nu sunt. Și mereu este o bucurie când mai aud, mai aflu că se întoarce cineva la Dumnezeu. Nu știam că cu câțiva ani în urmă, probabil 16 ani în urmă, una din soarele mele a născut o fetiță care o cheamă Emmanuel. Și nu știam atunci când o țineam în brațe, când uneori am schimbat-o. Nu știam că peste câțiva ani chiar eu o voi scufunda în apa botezului, dacă se poate să spun așa. Și am avut această bucurie. Ea a vrut neapărat să fie un culier, să vină la botezul ei și un culier să facă serviciul de botez, sau nu știu cum se numește asta. Și pastorii ei au fost de acord și am fost și Dumnezeu este bun. Spun asta să spun să continui să te rogi pentru familia ta apropiată, largită. Continui să te rogi, nu te descuraja, pentru că Dumnezeu ascultă, Dumnezeu ascultă. Chiar peste ceea ce cerem. Știi, mă rog, Doamne, mă rog să se întoarcă. Și Dumnezeu zice, merge peste, zice, ok, nu numai se vor întoarce, unii vei boteza tu. Slava Domnului, Domnul este bun. Slava Domnului. Mulțumesc mult pentru rugăciune și am vrut să-ți împărtășesc această bucurie pentru a te încuraja. Chiar că nu vezi rezultate, în familia mea largită mai sunt mulți care nu sunt mântuiți, dar când mai văd un suflet, când mai văd, zic, ok, se merită să continui, să mă rog, așa că nu te descuraja, chiar dacă nu vezi rezultate. Îmi vine să zic, asta e partea, cum să spun, nu ai zice negativă, dar să zic mai puțin încurajatoare când e vorba de rugăciune. Este că poți să te rogi și să nu vezi nimic. Și totuși Domnul Iisus ne învață, zice, continuă, 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 continuă. De aceea a dat această pildă unde zice a vrut să arate că oamenii trebuie să se roage și să nu se lase. De multe ori ne lasăm de ce? Că nu vedem rezultate. El zice, nu te lasă continuă. Așa că vreau să spun la cineva în această dimineață, nu te lasa, continuă, continuă să te rogi pentru persoana, continuă să te rogi pentru rudele tale, pentru acel tată, pentru acea mamă, pentru acel soț, pentru acea soție, pentru acel copil, continuă, nu te lasa, nu te lasa. Nu te lasa mințit de diavol că rugăciunea ta nu este ascultată, nu te lasa mințit de împrejurări că nimic nu se schimbă. Nu, nu, din potrivă, cu cât vezi că nimic nu se schimbă,
Urcă intensitatea de la rugăciunea ta. Urcă mijlocirea de la rugăciunea ta. Pentru că Dumnezeu răspunde. Cred că cineva a avut nevoie de asta. Că de obicei nu prea, cum să zic, împartășesc ce se mai întâmplă, ca să zic, în viața mea, să zic, de zi cu zi. Mă duc direct la proteine și atât, dar uite, sunt momente unde sunt călăuzit altfel. Deci nu te lasa, continuă. Domnul să te binecuvinteze. Suntem în Cartea Judecător și studiem viața acestui om deosebit, acest om care apare în Cartea Evrei, da? Și ce Dumnezeu a zis la Petru? A zis la Petru așa, Petru, hai să te învăț ceva. Ce eu am declarat curat, tu să nu chem sporcat. Dacă Dumnezeu îl declară un erou al credinței pe Samson, hai să fiecare să fie umil în locul lui, să nu-l chemăm altceva pe Samson. Că până la urmă Dumnezeu e cel care îndreptățește. Și verdictul lui e cel care rămâne. Și cred că și în zilele care le trăim, trebuie să învățăm să nu numim spurcat ceea ce Dumnezeu a declarat altfel. Și studiem viața acestui om, care viața lui este deosebit în multe privințe. Dar și în privința aceasta că nașterea lui este anunțată de un mesager din cer. Înainte să se nască, s-a vorbit despre el. Și ne-am uitat în Scriptura și am văzut că nu doar Samson este în acest context, toți născuți din nou se află exact în această poziție. Pentru că înainte să te naști din nou, un mesager al lui Dumnezeu a spus ceva despre tine. De fapt, mai mulți mesageri al lui Dumnezeu a vorbit despre această generație, această nouă creație în Hristos, prin diverse cuvinte, dar să știi că s-a vorbit despre tine înainte să te naști din nou. S-a spus anumite lucruri despre tine și am văzut asta, asta este foarte încurajator. Săptămâna asta, din nou, aș vrea să înainte să mergem mai departe, să ne uităm în continuare la mama lui Samson. Nu ni se spune numele ei și într-un fel este bine pentru că poate reprezenta fiecare dintre noi, bărbat sau femeie. Mama lui Samson, soția lui Manoa, care primește vizita îngerului. Care îi spune, citez, iată tu ești stapă și n-ai copii. Îngerul spune, Dumnezeu știe situația ta. Dumnezeu cunoaște situația ta. Dumnezeu cunoaște verdictul legile naturii asupra ta. Nu este în necunoștință. Și apoi îngerul zice, da, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Starea ta este aceasta. Dar prin intervenția lui Dumnezeu, ceea ce în mod normal nu ți se putea întâmpla, ți se va întâmpla. Vreau să spun în această dimineață la cineva că Dumnezeu nu este un concept. Dumnezeu este o realitate. De fapt, realitatea e cea mai reală decât orice alt lucru care putem întâlni. Că totul există prin El și în El. Aș vrea să-ți spun că prin Dumnezeu ți se vor întâmpla
lucru care nu aveau cum să se întâmple decât pentru că Dumnezeu a intervenit. Pentru că Dumnezeu va interveni. Cunosc, asta este situația ta. Asta este starea ta. Dar ți se va întâmpla altceva. Ți se va întâmpla imposibilul. Pentru că Dumnezeu va să intervine în situația ta. Și la fel cum îngerul a fost trimis în viața acestei femei, și fiecare dintre noi avem situații, avem contexte unde Dumnezeu vrea să intervine. Unde Dumnezeu zice, da, știu că situația este așa. Știu că în mod normal este așa. Dar vreau să intervin. Și pentru că voi interveni, ceea ce în mod normal nu ți se putea întâmpla, ceea ce în mod normal nu puteai să trăiești, vei trăi pentru că intervin eu. Asta este frumusețea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a exprimat asta din plin când era pe pământ. Câți oameni i-a întâlnit? Și a zis, ok, în mod normal tu ar trebui, Bartime, să rămâi orb toată viața ta. Dar voi interveni. Și vei, ce nu putea să ți se întâmple, ți se va întâmpla. Vei vedea. Nu s-a întâmplat chiar așa, știm că Bartimeu a strigat la Dumnezeu, a strigat la Domnul Iisus, care la început nu a răspuns. Dar apropo de ce ziceam la început pentru cineva, el a insistat, chiar dacă Domnul Iisus nu a răspuns la început, nici nu s-a oprit. A insistat, a strigat și mai tare. Și Dumnezeu a intervenit în viața lui. Și a putut trăi ceea ce în mod normal nu putea să trăiască. Eu nu vreau să trăiesc numai lucrurile care le pot trăi din punct de vedere natural. Aie, aie, aie. Vreau să trăiesc lucrurile care le trăiesc doar pentru că Tatăl din cer, în bunătatea lui, a intervenit. Aie, 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 aie. Să mă opresc aici pentru azi dimineața și continuăm mâine. Dumnezeu cu siguranță vrea să intervină în viețile noastre mai departe, vrea să lucreze, vrea să fie parte. Que Dieu te bénisse.